Uite-l. Gata, David. Da. Bună. Uite ce tort ți-ai făcut. Ești David? Da. Da, uite ce tort frumos ți-a făcut. Și tu ai canal de YouTube? Da. Wow. Vezi? Și ai foarte mulți abonați aici. Deci, să-mi dai și mie subscribe. Da, bineînțeles, deci o să facem prezentare, să știți de unde să luați cele mai tari și cele mai frumoase torturi. Asta s-a vrut pentru David, tort cu dolari, poza lui și canalul de YouTube. Să le prezinți tu unde te pot găsi, ca să știe prietenii. Eu sunt pe Instagram MSweets, pe TikTok Elian Miță și acum sunt și pe YouTube și eu. Am doar 100 de subscriber, nu ca tine așa șmecher, da? Deci, cresc eu. Cât mai mulți urmăritori și la el, cum? Pentru că merită. Uite, așa tort frumos i-a făcut lui David. Îți place aici pe spate? Păi cred că tu ai făcut asta, nu? Sau cine a făcut? Da. Și asta îți place? E poză cu tine. Vezi, cine e băiatul ăla? Cine e băiatul ăsta? Eu sunt. Nu? Băi, avem impresia că ești mai mare, că ai vreun 8, 9 ani. Nu, 5 face. Doamne! Păi tu imediat îl întrebi pe Dorian Popa. Sperăm! Imediat îl iei la YouTube. Să-l mănâncă într-o secundă. Tortul? Tortul. Mai un pic, mergi cu el la casă, îl punem la rece și gata. Îți mulțumim frumos. Bă, dragul. Deci chiar... Cum mi-ai indicat. Da, deci mai bine decât mă așteptam, e foarte frumos. Bă, dragul. Gata, David. Haide, mulțumim. La mulți ani, să crești mare. Da. Ce s-a întâmplat, patronă? Care e problema? Uite, mamă, s-a rupt mâncarea behlală celălalt. Păi unde umbli cu jambonul ăsta după tine prin București, prin oraș? Păi l-a ridicat pe lală, nu mănâncă jambonul. Uite, bă, ia-ți-ne telefonul meu. Uitați, prieteni, că s-a ajuns lală și uite, nu vrea să mănâncă. Uitați ce mâncare. Uitați, prieteni, mâncarea și nu vrea lală să mănâncă, s-a ajuns și unde? Vedeți, uite, seama. Eu nu mănânc, patroane. Ia lală, ia lală, ia tu asta să mănâncă lală, ia asta din stradă. Păi ce să faci? Hai lală să mănânc. Nu poți. Nu uite ce jambon. Dar poți, ai ce ai, nu poți să mănânc. Mă, nu mănânc jambonul. Nu mă purtea că nu pot să mănânc. Mă, mamă, dai la copii mâncarea asta, de la restaurant, n-am mâncat-o toată. Arunc-o, patroană, hai! Ia mănâncă, mamă! Bun, ce e bună că asta la congelator? E bună, dar bună că mă mutăreți, ai purculiță. Uite, la congelator, ia. Adă purculiță, să mănânc asta. De grea. Unde să am purculiță? Uite, nici cornul, bă, nici nu mănânci cornul. Dar nu-i lală. Uite, bă, apa. Nu mănânc. Uite, aruncară și eu apa, prieteni. Uite, aveți pastrama. Ia, pastrama de voi. Pune-o că mâncăm noi, lală, mai spre seara. Pune-o în mașină. Stai că mai aveți capacele de asta. Cum e păcat să aruncăm pe la congelator. Cum? Asta cu capacele. Da, să le dau la cățel, mă. Ia să zic dacă să-i declar. Dacă îl dau la cățel. Dacă zic genele, mă duc la Larisa să mi le facă. Da. Tu crezi tu că avem timp. Merg eu. Mă las aici. Nu te supăra, dar lasă-mă că mănâncă. Lasă mai tu că mănâncă și ai mei. Mănâncă. Deci eu mănâncă. Uite aici un restaurant, patronul, să-i luăm, să iei ceva. Nu mai mâncăm nici restaurant, dacă aruncați mâncarea, bate joc de ea, să mâncați crevete. Ce crevete? Creveți? Da. Da, hai. Unde? Idee rea. Bună idee, patronă. Dacă nu mai mâncați carne, gata. Cu creveți, da. Mâncăm creveți. Eu vreau să merg aici la solar. Ție-ți ardem funduleță de solar. Păi da, nouă da. Ne arde de asta, ție-ți ardem funduleță de solar. Ce să fac? N-ai pe la David, mare? Haide. Păi da, dar să mențin bronzul, să mă fac negră. Păi dai post la mare. Hai, Maline, da, unde mergi? Da. Mergi cu mine la solar, patron, faci la solar. David, am atâta la grijă. Mâine e ziua ta. Am atâta grijă. Mulțumesc. Hai, David. David, închide telefonul și fii atent unde mergi pe David, telefonul, bă, dă-l, lasă-l. Mergem, prieteni. La mulți ani! David! Uite, aici e cretă de la școală. Ce ne-a luat? Să-mi fac ochelari aici, de vedere. Serios trebuie să faci un control. Vrei să-mi fac? Nu te fac. Ce? Îmi faci ochelari pe loc de vedere aici sau nu? Trec. Hai cu patru la solar. Hai și veni după la ochelari. Da.
Patronul nu vrei la fumat? Lasă-mă, tati, nu am nici. Era aici Mihaela. Ce faci patron aici pe scări? Stau, mamă, să mă vine și cu doctor aici. Stau cu patron aici. Pentru dinții și despre Leo, că nu vine la scoamea. Să mă verifică și pe mine o doctoriță la dinți aici, să vorbesc aici, le pune mai repede dinți. Ca la noi acasă. Da? Da. Deci la dinți. Eu mănânc banii picolo, picolo și eu nu-mi pun dinți în gură. Da. Trebuie să-mi pun și eu dinți. Mihaela intră la solar. Doar de vie solar, vezi? Vezi cum mănâncă banii tăi Mihaela la solar, da. La ăștia cum mânca Adam. Da. Vezi, la solar. Vezi, Aline, o țigancă dacă aveai mai cerea solar? Mai cerea solar, o țigancă. Hai să o căutăm. Da. Ce faci? Sunt la solar. Trebuia să o duci cu patroana la solar. De ce? Să o fac și pe aia 10 minute. O să-i dai cu copata. Hai să ieși. David, să duci să lucra, să ai pari de acolo, da? David, stai jos. Stai cu minte cu patroana aici. Mă, mamă, ne arde de solar acum. Nu vezi tu. Cu n-are destul carnea neagră făcută la mani. Nu. Deci? Nu știu. N-ajunge ca să mai cheltui la mani? Da. Bagă aline în fundulețul ei banii. Bagă în fundulețul. Cum a băgat tatăl tău în fundulețul femeilor și nu mai are bani. Femeia nu trebuie să iei după ea să-i bagi în fundulețul bani. Nu trebuie să adui banii, că uite, când noi avem, e rău. Mai în funduleț la femeie, să mai vadă alt, să faci mai frumoasă, să mai vede alt. Păi dacă ea a vrut, hai? Dacă ea a vrut acolo, a vrut păi tu ai ne-ai adus aici la dentist, din cauza ta. Eu am venit la dință, n-am venit păi la dacă lângă dentist e solarul. Și a văzut solarul. Da. Doamne. Așteptăm patroana, hai că mă duc până la dentist, vă care treaba și revenim. Hai. Ia uitați, prieteni, unde am adus-o pe patroana. La mol. La mol, patroana. La mol, Aline, mă prim și eu, mă trimitea la canal acasă, tatăl tău, să fac să canal. Să faci canalizarea? Da. Dar e muzică aici. Îți place la mol? Dar e muzică unde trimit, îmi place. Vedem cum facem cu ea. Da. Hai că revenim de sus, de la mâncare, mergem să mâncăm. Aici sunt biciclete. Hai. David are bicicletă cadou de ziua lui. Dacă tot fi. Mergem să mâncăm. Mihaela. Stai aici. Tu e patroana. Hai patroana, ce vrei să mănânci? E frumos aici. A, ți-i post. E de post, să mănânc cartofi de aia dacă sunt mari, mai sunt. Stai să vedem. Salată, de mare. Patroane, ia uite, te-am adus la chinezesc. Dar n-am mâncat în viața mea, uite. Avem, de-aia. Bine, eu mănânc astea așa, tu mănânci creveți. Că se mănâncă de post. În cartofi. Și acolo ai noodles de-alea, paste cu da, ciupesc, cu toate. Da, n-am mâncat în viața mea creveți de-aia. Păi, ia gustă, să vezi cum e. Uite, n-avem nici noi cameraman să ne filmeze, patroana. N-avem nimic, ala ăsta... Că lală, nimic. Și ăla, lasă că și ăla e mai de capul. Vrei să-ți iau beții chinezești? Nu, nu. A? Păi cum să nu sunt bune? E bune. Eu să văd ăștia, de cu ce sunt ăștia? Aia-s creveți, ăla-i cartofi pe ele acolo. Prieteni, mă bag și o să mănânc. Bune, mamă, n-am mâncat și revenim, că mi-e foame. N-am mâncat nimic. Gata, prieteni, am mâncat tot. Doamne, am gratuit, n-am mâncat. Am mâncat, patroană. Bine, am mâncat și Mihaela cu două shaorma. Ce-i Mihaela? Mă dore cap. Gata, ești sătulă? Da. Cum merge cura? Bine mai pomenit, după cum se vede, nu mai bine. Merge bine, ciocolaic, ia uite. Ciocolaic, cum merge? Da. E... În balanță cu dieta mea.
Ia uzi, David. David, ia uzi, merge șocolaicu. David, e cu dietă. Bravo, măi, Mihaela. Acum te duceam, mergi la sală. Ce-ai făcut? Da, am mers la sală, de mergi, bineînțeles. Ia uite, dacă vrei la sală, știu eu, la mol. Prieten, patroana ține post, așa că i-am dat creveți. Da, sunt de post creveții, nu? Da, uite, i-am mâncat. Nu-i așa, Mihaela? Așa știu. I-am dat creveți și paste de astea. Așa am auzit, acum am auzit. Clar, dacă ți-o lasă tot. Doamne. Hai că revenim. David, să uite după gagici pe aici prin mall, prieteni. Nu, nu! De ce îmi spui tu mereu? Hai, mă! Hai, hai patroana, la masaj cu David. Hai, mamă, să ajută Dumnezeu, mai pus pe unii masajul și nu merge. Mai pus pe scaunul. Vă faceți ceva? Mi-mi face la spate, la gât. Ha? Facem, facem. Uite pe David, uite pe David. Ce face? Ce face la spate? Uite, vezi și nevoie de un masaj. Să-l fac și eu. Dar știi ce face la spate de până? Păi gata, mai puțin. Doar atât. Leu. Gata la mine, gata la mine. Haide de David să fac și eu. La mine gata masajul. Prieteni, am luat masa la mall, acum am venit la Ocean. Să cumpărăm bicicletă lui David, cadou de ziua lui. Mulțumesc, Aline, măcar zi-mi la mulți ani. Măcar la mulți ani, David. La mulți ani, să fii sănătoasă. Măcar la mulți ani. Și grosoasă. Uite, uita mașina deschisă. Să fii sănătoasă și la tot. Hai, că mașina e ca, e ca un luleu. Da. Uite, îmi cad din picioare, David. Cad din picioare, Aline. Cum au fost creveții? Foarte bun. Eu n-am mâncat niciodată, am mâncat odată și bine. Da. Audeam lumea, fugeam de creveți. Și am mâncat spaghete chinezești și creveți. Ce pot. Hai să căutăm bicicletă, prieteni, revenim când găsim bicicleta. Să vă arătăm și vouă. Gata, a găsit David bicicleta. Hai, patroană. Ia. Stai, nu-și mai să te văd. Stai, să filmezi. O, oh, David, hai de-i. Hai la casă. Da, bine, ba, bine. Pe stânga, stânga, stânga. La casă, hai. Hai pe aici. Hai, o pe aici. Hai, David. Să bag. Da, să bag. Baga bine. Hai, David, hai! Am luat bicicleta, prieteni, plecăm, revenim de acasă. Hai! Hai, luăm bicicleta!